Ok, salutare toată lumea, eu sunt Nerd și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră Terraria. Un episod în care vom bate cel mai greu boss, să spun așa, din pre-hard mode, adică, na, acum de început. Asta însemnând că vom intra în hard mode, unde vor fi mulți, mulți alți boss mult mai puternici. Și mie chiar îmi place lupta asta, adică este puțin cam grea. Eu când m-am apucat de Terraria, mi-a fost cam greu să-l bat pe ăsta, n-am reușit chiar din prima. Știu că ne-o picat încă unul de ăsta. Dacă vedeți pe aici că se plimbă niște demoni din aia, dacă și un demon care se cheamă Voodoo the Demon. Și dacă îl bateți pe ăla, vă pică Guide Voodoo 2, uite că eu am două deja, pregătisem una de dinainte, dar mi-a mai picat acum una. Și da, hai să-i dăm bătaie, nu? Aruncați, trebuie să aruncați chestia asta în lavă, măcar acolo jos e lavă și vedeți că scrie The Well of Flesh has been awoken. Stai să folosim chestia asta. Știu că în bătălia asta se folosește foarte mult acest Water Bolt. Dar și acest Big Grenade, care este, am primit-o eu de la albinuța aia, Queen Bee. Ia stai să mai dăm noi cu din astea. Na, vedeți că deja i-am luat ceva din viață. Mă enervează tentaculele astea mici ale lui, că astea îmi dau mie damage. Avem asta. Hai să tragem unul ăsta de aici, că ăsta e la mai important. Ia să bem și noi asta. Ok. Cât mai are? Mai are deja 2000 HP. Imediat îl vom înfrânge. Nu trebuie să intrați în el, deci dacă ați intrat în el, cam muriți instantaneu, de-aia mereu trebuie să fugiți de el. Și l-a îmbătut, ok. Hai să vedem cine a picat. După ce îl bate, se vă crea o cutiuță din asta. The ancient spirits of light and dark have been released. Ok. Deci ne-a picat. Oh, Wall of Flesh Mask. E ok. Emblema, Warrior Emblem. Asta e ceva. Dar ce ne interesează este acest Pawn Hammer. Increased melee damage. Cu aceste embleme o să craftezi un item, dar trebuie să-l bat de mai multe ori pe acest Wall of Flesh. Și da, acum suntem în hard mode. Boss, ăștia, creaturile cu care ne vom bate sunt mult mai greu de bătut, au mai multă viață, dau mai mult damage. Hai să ne întoarcem noi frumos acasă. Nu știu dacă o să-l găsim, dar da, trebuie să mergem neapărat cu acest Pawn Hammer. Asta nu cred că mai am nevoie de el. Să mergem în Corruption, unde e Corruption în partea asta, să spargem acele Demon Altar ca să facem rost de hard minereurile alea din hard mode. Sunt două tipuri, adică știu că sunt normal, sunt trei minereuri, știți, importante. Dar sunt de două tipuri, adică îți poate pica tai ce Titanium sau nu mai le știu exact că care este cea identică doar cu alt nume, că știu că sunt de două tipuri. Adică chiar nu mi-aduc aminte care le erau toate numele, dar ne apare acolo încet care ne pică, deci n-avem de... Uite, vedeți aceste Demon Altar cu acest Pawn Hammer. Dacă încercați cu altceva să le spargeți, luați damage, de exemplu cu un hammer obișnuit. Vedeți? Oh my god, n-am luat ceva viață. Dar dacă încercați să le spargeți cu acest Pawn Hammer, poke. The world has been Palladium, ok. Ăsta e în locul lui Cobalt, dacă nu mă înșel. Mithril, ăsta e în locul lui... Stai că îmi scap acum. Și Edmantite, ăsta e în locul lui Titanium. Și aveți grijă că cu fiecare chestie... Uite, vedeți un boss din... Ăsta este un nou mob. Oh my god, dați mulți. Stai să-i omorâm. Așa. Deci cu fiecare de ăsta te spart,
o bucățică de asta de corruption se va pune pe mapa voastră și se va răspândi. Și nu e bine, aveți grijă să verificați toată jungla, că dacă vi se răspândește în junglă, dispare acel mud block din care forma jungla și nasol. Dar trebuie să le spargem pentru că na, vrem să găsim minereuri, deci n-avem de ales. Opa, opa, opa. Dai să omorim noi chestiile astea. Bun. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Mai găsim niște altare. Opa. Mithril. Adamantite. Vreau să păstrez neapărat un altar pentru că... De-aia e bine înainte să intrați în... Mă rog, Wall of Flesh e cât de cât ușor de bătut, na. Nu e nici ușor, dar nici greu. De-aia... Dar dacă îl bateți așa cu iteme care n-aveți iteme, o să vă fie greu în hard mode, adică o să vă chinuiți foarte mult să bateți acești mobi. Care sunt mai... puțin mai greu de bătut. Adică vedeți că este un de la Unitor of Soul, Unitor of Souls și are, e mult mai mare. Hai să văd dacă mai am un demon altar de ăsta ca să știu dacă îl las pe ăla acolo, în caz că nu mai am. Că vreau să păstrez unul pentru anumite iteme care le pot crafta numai la el. Ah, uite, mai am pe aici. Deci le sparg pe astea și le las pe ăla. Adamantite Palladium. Ok. Bun. Așa, după... Băi, dar mă enervează mobii ăștia. Aștia sunt aici în Corruption. Și sunt ca mulți, aia e problema. Uite aici am cunt de ăsta. Să sparg. Am niște bombe la mine ceva. Dai să mor ăștia. De-aia mi-am făcut și Night Siege-ul, pentru că o să pot să craftez cu el True Night Siege și după asta o să fac Terra Blade, care este o sabie din versiunea 1.2. Era, mi se pare, cea mai bună sabie, dar din 1.3 nu știu dacă e chiar cea mai bună. Atâtea temple am avut, așa puține. Ok. Da, probabil că eu din partea asta cu jungla n-am explorat complet. Ia să ne întoarcem noi acasă. Ce aveți de făcut după asta? Mergeți la ăsta, cum o cheamă, NPC-ul ăsta, la Dryad, mi se pare, sau, mă rog, dați pe shop și trebuie să cumpărați niște Hallowed Seeds. Nu multe, cam vreo 10, mă rog, mai multe, dar o să se, eu le las să se extindă, deci n-am de ce să cumpăr așa multe. Cu astea mergeți, dai să mă duc, unde e Corruption acolo. N-aș vrea să se răspândească, știu că am pus acolo niște sunflowers, dar nu așa, în hard mode nu sunt așa puternice să le să păstreze, să nu se răspândească, mă rog, așa cred. Și de aceea vom planta aceste hallowed seeds. Normal, trebuie să fie un tunel făcut așa în care să se intersecteze și unul să fie de corruption și unul de hallowed, ca să nu vire să răspândească prin toată lumea. Dar eu abia am intrat în hard mode, deci nu o să fac asta. Ok, aici. Stai să sparg eu pe aici pot. Și băgați așa prin pământ semințe din astea. Și el o să se răspândească. Așa, acum pe aici pe sus. Nu vreau să iei după copac, de aia pun numai în zona asta. Ok. Și astea o să se răspândească, o să fie niște chestii albastre deasupra. Vedeți cum e iarba așa verde? O să fie albastră. Și o să se spawneze și niște mobi noi. Gen niște unicorni sau niște zâne din alea ciudate. Na. Cât am filmat? Am filmat 9 minute, ok. Altceva ce putem face? Haideți să vă arăt cum să... și vedeți că am făcut rost de acest Sun Fury. Dacă din dungeon faceți rost de Shadow Key, iar prin aceste căsuțe din astea din iad găsiți niște chesturi numite Shadow Chest și deschideți cu cheia asta și vă dă iteme. Și am deschis numai una și mi-a dat Sun Fury. Așa, să ne stacăm noi toate itemele în chesturi.
și chestiile astea trebuie să le pun înapoi de unde erau, pentru că le-am luat. Îmi dă un bonus, de exemplu, asta mă lasă să mai sumonez un din ăsta să se lupte, să mă ajute. Și chestia asta dă armor penetration la săbi. Da, uite, am făcut un... Cred că e de ăla de alergat. Da, travel, total, aha. Mi-a picat și vă văd cam două deja magma, de astea magma stone, astea dau foc la țintă când o atingi. Cred că doar cu melee weapons, nu știu dacă se pune cu altceva. Ia să vedem cum arată masca asta. Numai să scoatem asta. Ce limba are. Așa. Ia să știu că știu unde o pun. Am nevoie de... Cred că fac și un weapon rack și un item frame, pentru că... Item frame, weapon rack... Ok, hai să vedem unde le punem pe astea. Le văd unde e mai, așa mai lejer, nu e încărcat. Uite, camera asta aș putea zice că e, că nu e. Weapon rack-ul e mare, deci vom pune acest item frame și pe el vom pune masca. Dar nu vreau să pun ăla. Așa. Și pe weapon rack aș vrea să pun... Ce să pun? Hai să vedem ce iteme mai avem pe aici. Ori mai am pickaxe-ul ăla de cupru, care l-am avut când am început. Uite că... de fapt sunt două, nu știu unde. Unul ștergem. Și... Ia, hai că luăm noi chestia asta. Așa de frumos. Sau nu, prima sabie asta. Și, mi se pare că e short sword, da. Deci asta e prima sabie cu care am început lumea. Stai să mă duc să o pun acolo. Weapon rack. Și după o schimbăm. După cred că o să punem în loc de asta, o să punem... N-ai exagerat, cât de mare. Oh my god. Nici nu e mare. Da, punem chestia asta pentru început. Mai de fapt arată că am urât. Mai bine punem pickaxe-ul. Ia, hai pickaxe. Că știu că pickaxe-ul e mai mare. Ok, merge. Asta nu duc să o bag în chest, ca amintire. Așa, bun. Astea două trebuie să le pun într-un chest de ăsta. Pac, pac, pac. Ăsta o să-l păstrez la mine, asta o bag aici, numai să dau așa. Hai să mergem să mai batem o dată Wall of Flash-ul. Pentru că încă mai avem o de asta și... Da, putem să-l batem iară. Așa. Și am găsit aici, vedeți, o insuliță de asta care o insuliță plutitoare. Oh my god. Na, vedeți? Toată chestia asta s-a umplut cu corruption, de asta prostie. Când am spart templele alea. Dar stai că așa vreau eu să fiu. Așa. Oh, și vedeți în zonele astea în care erau pe inginerii aia. Acum nu mai ies. Și ăștia dau damage. Prostiile astea dau damage. Păi inginerii ăștia mari. Nu. Asta e cam de aia de falling damage. Bun. Da, și am găsit aceasta. De asta potcoavă de cal care... Care mă lasă și... Nu mai iau falling damage. Oh my god. Dacă și ăsta un... Din ăla. Un mob nou. Ok. Hai să mergem. Hai să pun asta așa. Uite cât chestii erau pe jos pe aici. Așa. Avem tot. Bine că mai am niște grenăzi din alea și mă ajută să scap de... Hai să-l summonăm. Ok, deci facem așa. Acum aruncăm grenăzile.
Hai să începem să batem noi pe nenea Olo Flash. Ok, opa, 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 stai că... Nu, nu! I'm dead. Am supraviețuit, haș. Hai să începem să-l batem. Nu știam că trebuie că te omoară instant. Mă rog, așa am pățit prima dată. Probabil că aveam mai puțină viață și de aia. Dar se pare că te blochează cumva și te trage. Dar eu nu mai am viață, așa că aruncăm bombițe. Haș. Nu-mi zic că... Da, mi-am băgat poțiunile de viață în chest. Ce frumos. Așa că jucăm așa mai hardcore și ne chinuim să-l batem cum putem. Încercăm să ne ferim de lasere și să tragem noi după el. Dar n-ai cum să te ferești așa. Adică e cam greu. Hai că aici a murit și ăla, deci cred că aici o să moară și ăsta. Dai, 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 de pe. Mori, bun. Gata, ne-am făcut și toată viața. Da, ce faci, mă? Ok, acum am făcut rost de emblema Summoner Emblem Living Fireblock, lol. Oh my god. Cum arată? E fundal, de fapt. E de la... Arată fain, deci eu îl păstrez. Mai am încă o emblemă. Încă un ăsta, Pornhammer. Na, hai să ne întoarcem acasă. Hai să vedem ce putem face cu emblemele astea. Să găsim noi... Unde e ghid? Stai, după când spawnați ăsta Holo Flash, cumva moare ghidul și trebuie să aștept să se spawneze iară. Asta e enervant. Altceva ce am mai făcut, am fost la pescuit, adică gen mi-am făcut o undiță din asta și am fost la pescuit. Am făcut câteva quest-uri la... Unde e? La ăsta, la Angler. Altceva... Nu, cred că mai e ceva de zis. Ia să batem noi niște Eye of Cthulhu, că dacă am tot am spawnerele. Am rămas fără gloanțe, deci nu cred. Așa mult am tras în ăla, în Holo Flash. Atunci hai că folosim și noi asta, că e ușoră de bătut și cu ea. Am rămas fără mana, incredibil. Îl batem în modul normal. Cu sabia. Întoarce-te mai. Măi, așa. Corapțid. Mă rog. Ce, nici să trăiești nou playlist-ul? Înseamnă cred că am filmat cât 18 minute. Ok. No, păi bun, sper că v-a plăcut și acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel buton de like. Pe la 10 like-uri postăm următorul episod în care... Nu știu ce vom face. Probabil vom merge la pescuit să vă facem rost de niște crate-uri pentru minereurile din hard mode, că e mai ușor de făcut... E mai ușor să faci rost de ele așa. Și da, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel buton de like. Eu am fost Ner și până data viitoare... De fapt, nu. Fail, mă rog. Pa, pa!